Răsturnare de situație în Severodonetsk. Ucraina a recucerit o parte din orașul strategic din regiunea Luhansk. Rușii și-au concentrat aici întreaga ofensivă în ultimele săptămâni. Nu este singurul eșec major suferit de trupele lui Putin. Armata 35 a fost făcută praf în pădurile din Izium din cauza comandanților incompetenți, notează Institutul pentru Studiul Războiului. Deși s-au lăudat că au cucerit Severodonetsk, orașul din Lugansk este departe de a fi ocupat. Un contraatac ucrainean i-a pus pe fugă pe invadatori. Forțele armate ucrainiene au recucerit în jur de 20% din terenul pierdut, a anunțat șeful administrației militare din Lugansk, Sergei Gaidai. Rusia și-a concentrat aici trupele în vederea cuceririi acestui oraș strategic cu o populație de peste 100.000 de locuitori. După ce a eșuat în nord, Putin încearcă să pună mâna măcar pe Donbas, iar orașul Severodonetsk are un rol strategic. Corespondenții de război susțin că Rusia și-a schimbat tactica. Trupele avansează printre ruine după ce au distrus totul în calea lor prin bombardamente și atacuri cu rachete. Sergei Gaidai a transmis că situația s-ar putea schimba rapid. De îndată ce vom avea arme occidentale cu rază lungă, vom împinge artileria rusă departe de pozițiile noastre. Iar atunci, credeți-mă, infanteria rusă pur și simplu va fugi, a declarat comandantul. Între timp, în sprijinul ucrainienilor au ajuns și mai mulți luptători din Legiunea Internațională. Mercenarii spun că vor să-i respingă pe ocupanți înapoi în Rusia, indiferent de cât ar dura acest lucru. I'm just a 20-year-old kid and I feel that's the right thing to do. And we're going to push Russians back. It's going to take a day, month or a year, doesn't matters. We are on the right side of the history, so we're going to make sure all of us are going to get back home with their families. And we make sure that occupants are not going to do the same. Rușii au probleme și pe alte fronturi. Un blogger militar rus a publicat un mesaj lung vineri în care susținea că aproape întreaga armată 35 de arme combinate a fost distrusă în Izium din cauza comandanților incompetenți.